Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint update la pomii mei de rodiu pe care îi am în grădină. Am făcut un video acum câteva săptămâni, am mai plantat niște pomi de rodiu, dar cineva în comentarii m-a rugat să fac un update și iată, eu sunt aici în grădină. Acesta e cel mai mare pe care l-am în colecție, acesta de lângă căpșuni, după cum vedem căpșunile. L-am arătat atunci în video când am plantat pomii de rodiu, dar totuși a crescut un pic și hai să vedem. Iată, după cum observăm, aici în vârf au mai crescut niște crengi, iată, sunt fragede, îmi pare bine. Se dezvoltă frumos acest rodiu, dar să aibă soare de dimineață ar fi super cu totul. Dar oricum se dezvoltă bine aici. Și văd o buburuză pe el, după cum observăm aici. Asta e bine, să nu le alungăm, că ele mănâncă dăunătorii. Și frumos rodiu. Vom vedea cum va crește în continuare, vom vedea anul viitor. O să îl protejez probabil, sau voi vedea, sau mărg la risc. E în al doilea an acesta. L-am plantat anul trecut, dintr-un loc în altul l-am mutat. Era înspre vară, deja la sfârșitul mai, și când l-am mutat se uscase frunzele și n-a mai dat alte frunze noi și a dat din rădăcini. Și iată cum arată acum. Deci eu cred că va rezista gerului. Căpșunile pe lângă el au acum căpșuni, dar trebuie să aștept încă două zile să se coacă mai bine. Și mai este și aici, iată, căpșuni verzi. Dar ceva au și trebuie stropite cu ceva. Recomandați-mi ceva să stropesc, că îi mănâncă. Chiar căpșunile, când am venit într-o zi, erau mâncate de ceva insecte, nu mai știu. Dar îmi place cum aici arată. E rouă pe ele, super. Iată. Bun sort, dar trebuie de îngrijit ca lumea. Rodiu pe care l-am plantat nu demult, țineți minte în video când l-am plantat, aici e soare de dimineață până seara și super, se va dezvolta viguros, doar că trebuie udat la timp, nu e atât de multă rouă ca cum acolo unde v-am arătat, dar a mai crescut un pic acest rodiu, mi se pare, după ce l-am plantat, iată, s-a pornit viguros, îmi pare foarte bine, vom vedea cum se va dezvolta, iată. E mic încă. Îmi pare rău de rodiu pe care l-am avut înalt cât mine, dar s-a uscat sau a înghețat. Dar sper pe aceștia să nu-i pierd. Vom vedea. Și al treilea pom de rodiu, de fapt aici sunt mai mulți pe care i-am plantat. Și când vor crește mai mult, îi voi muta separat, dar aștept un an sau mai mult, depinde. Uitați-vă, toți arată frumos, s-au pornit viguros, l-a crescut. Și iată și o floare micuță, un bruian ceva, înflorit în albastru, foarte frumos, crește aici în natură. Super a pornit acest rodiu micuț. E bine, cam atât cu pomii de rodiu pe care îi am aici în pământ direct și vom vedea cum se vor dezvolta. Acesta foarte frumos și mare, deja. Mulțumesc pentru vizionarea până la capăt, asta înseamnă mult pentru canalul meu. Abonați-vă, dacă doriți, activați clopoțelul să vă vină notificări când postez câte un video nou și abonați-vă și la canalul meu de fotografie. O zi cât mai frumoasă pe data viitoare!